Nici cartofii nu mai sunt ce au fost. Leguma preferată a românilor s-a scumpit considerabil. Prețurile cresc pe zi ce trece în România și nu numai, iar acest lucru este sesizat de toți cumpărătorii. Cât a ajuns să coste un kilogram de cartofi în piețe? Atât în piețe cât și în supermarketuri, produsele sunt tot mai scumpe, iar cumpărătorii trebuie să scoată din ce în ce mai mulți bani din buzunar. Comparativ cu anii trecuți, diferența de prețuri e colosală. S-au scumpit inclusiv alimentele de bază, uleiul, făina, laptele, mălaiul, ouăle sau carnea. Specialiștii din industria alimentară spun că majorările pornesc de la 15%. Leguma săracului, așa cum îi se mai spune cartoful, a devenit un lux. Nu mai costă 1 leu sau 1,50 lei pe kilogram, ci a ajuns să fie 6 lei. Cartofii erau până nu demult nelipsiți din casa oamenilor, dar acum nu își mai permite oricine. Desigur, depinde și de magazinul de unde cumpere această legumă. La magazine sunt și din import, adică cei mai ieftini pornesc de la 2 lei kilogramul, iar cei românești de la 6 lei pe kilogram. Sunt prețuri exorbitante la tot mai multe legume. Au apărut primele trufandale în piețe, iar acestea sunt la prețuri mai mari în comparație cu anii trecuți. Varza roșie ajunge să coste 10 lei kilogramul, iar varza românească e 7 lei kilogramul. Dacă ne referim la roșii, unele sunt chiar și 25 de lei kilogramul, iar altele costă 12 lei kilogramul. Prețurile diferă de la o piață la alta, dar cert e că românii spun că anul acesta, pentru a pune murături sau pentru a face zacuscă, au deplătit mai mulți bani. Unii spun că ajung să plătească chiar și sute de lei pentru a cumpăra fructe, legume și carne. Fiindcă trufandalele la început de septembrie sunt tot mai scumpe, relatează realitatea.net.